O săptămână până la alegeri, o campanie în care practic europarlamentarele n-au existat, ne-am concentrat cu toții pe locale, dincolo de implicațiile directe și anume alegerea noilor primari. Ne-am uitat cu foarte mare atenție și ne uităm în continuare, pentru că aceste locale vor decide prezidențialele. Absolut toate partidele își fac calcule pentru candidații la Cotroceni în funcție de rezultatul de la locale. Tocmai de aceea a invitat în această seară domnul Nicolae Ciucă, președintele Senatului, președintele PNL. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezența la emisiune. Alături de mine, colegul meu Cosmin Prelipceanu, realizatorul jurnalului de seară. Bună seara, Cosmin. Bună seara. Nicolae Ciucă. Bună seara și eu vă mulțumesc. V-ați hotărât, candidați? Am spus și voi repeta, așteptăm rezultatul alegerilor, așa cum bine a menționat doamna Ruse. Vedem care vor fi procentele acumulate de către Partidul Național Liberal, care va fi încrederea pe care românii o vor acorda Partidului Național Liberal, care va fi rezultatul pe lista comună la europarlamentare, pentru că este un demers unic în politica alegerilor europarlamentare în interiorul Uniunii și apoi vom lua o decizie. Este o chestiune care nu deține doar de vrerea unei persoane, ci este un mecanism care se derulează, proceduri care se derulează în interiorul partidului, forurile partidului trebuie să decidă și apoi vom comunica oficial această decizie. Dacă stăm să ne uităm un pic prin țară, pare că ați luat deja această decizie, pentru că multe, foarte multe panouri cu dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți nici candidat nici la locale, nici la prezidențiale, însă panoul este centrat pe dumneavoastră. Este vorba despre panouri care promovează o carte ce urmează să apară. Este o carte în care mărturisesc tot ceea ce mi-au cerut oamenii când m-am întâlnit cu ei. Pentru că este foarte greu să vorbești și să transmiți mesaje către oameni care au această curiozitate și este normal să o aibă doar în întâlnirile acestea pe care le avem atunci când mergem în țară. Și am considerat că, fiind nou intrat în politică și existând această curiozitate, un demers de acest gen poate fi folositor. Deci nu este vorba despre un panou electoral, este doar un panou pe care se vorbește despre o carte care urmează să apară. Un ostaș în slujba țării, asta scrie da, pe panou. Așa va fi. Este figura dumneavoastră, câteodată efigie, câteodată așa din față. Arată, cum spune Lili, mulți s-au gândit că e de fapt începutul campaniei. Ce le spuneți celor care spun că deja se comentează public? Că urmați rețeta lui Klaus Iohannis. Înainte să vă anunțați candidatura, lansați o carte, exact cum a făcut Klaus Iohannis. Ce le ziceți? Le spun exact ce v-am spus dumneavoastră acum. Aceasta este modalitatea în care, prin care, pot să las deschisă cunoașterea despre tot ceea ce s-a întâmplat cu mine de-a lungul vieții și e o coincidență că se întâmplă cum se întâmplă cu Klaus Iohannis, cum a făcut el acum 10 ani? Credem cu toții în coincidențe, mai mult sau mai puțin, în momentul de față aceasta a fost decizia. Cine a plătit această campanie? Iertați-mă, pentru că e o metodă inedită de a promova o carte. Se întâmplă, cred că e prima dată în politica românească, în care un lider politic promovează, prin această metodă, o carte, fără să aibă motive politice, ca să spun așa, ulterioare. Acum, sigur că nu suntem atât de simpli în a înțelege că nu există o intenție politică. Sigur că există și o intenție politică. Sunt liderul Partidului Național Liberal. Toată chestiunea este asumată la nivelul Partidului Național Liberal. Ca atare, aici sunt toate explicațiile. Nu este nimic de adăugat. Deci PNL vă pregătește pentru da. Prezidențiale. PNL trebuie să aibă candidat la prezidențiale. Ne spuneți a mai multă oară că totul depinde de alegerile din 9 iunie. Da. În ce condiții veți lua decizia să candidați? În condiția în care vom avea un scor pe măsura muncii colegilor mei, a tuturor liderilor de filială din țară și a activului de partid pe care l-am văzut în această perioadă foarte motivat, foarte unit, foarte determinat
sunt reacții pe care le-am constatat fără să am, cum să spun, acea superficialitate de a ne autosugestiona că lucrurile se întâmplă altfel decât așa cum reacționează oamenii atunci când ne vedem cu ei. Și chestia aceasta ne încurajează, încă o dată am mers pe de o parte să ne facem campania, să ne susținem campania, de cealaltă parte am vrut să le mulțumesc membrilor activului de partid pentru modul în care au strâns rândurile și pentru modul în care s-au mobilizat pentru o campanie foarte bună. Adică există varianta să nu candidați? Există și această variantă? La un scor mic, înțeleg din ce spuneți acum. E ok? E o concluzie corectă? La un scor mic nu mai candidați? Eu sper într-un scor mare, pentru că așa cum arată sondajele în momentul de față, Partidul Național Liberal are un trend de creștere, pentru că cetățenii au văzut foarte bine ceea ce s-a întâmplat sub administrațiile liberale, modul în care primarii noștri, echipele noastre din administrațiile locale au reușit să atragă fonduri europene, au reușit să atragă fonduri de la bugetul de stat, să implementeze proiecte, să creeze condiții normale pentru cetățenii din localitățile pe care... Care este scorul care v-ar da curaj să candidați? Este o întrebare pe care o înțeleg foarte bine. Dacă ne uităm la sondaje, și aveți și dumneavoastră sondajele, Partidul Național Liberal se găsește undeva la 25%, urcă și peste 25% ca atare. Este un scor, dacă ne uităm la anul 2022, când Partidul Național Liberal, după toate problemele care au existat în interiorul partidului, se situa undeva la 16%, avem o creștere de 70%. Asta, pe un fond de strângerea rândurilor în interiorul partidului, pe un fond de organizare și mobilizare foarte bune, toate chestiunile acestea au contat și contează. Și deci vedem... 25% este scorul care v-ar da, v-ar convinge să candidați? Este un scor foarte bun. Nu cumva decizia pe care așteptați să o luați după 9 iunie este dacă veți avea candidat comun PSD-PNL la prezidențiale sau candidat separați? Pentru că din ce ne-ați spus aici, este aproape clar pentru toată lumea că veți candida. Este aproape clar pentru toată lumea că Partidul Național Liberal va avea candidat. Adică deci nu, varianta nu există. Unui candidat comun este exclusă în cu PSD. În acest moment, așa cum arată lucrurile acum, vom avea fiecare candidatul nostru. Și, asta și este normal să fie așa. Facem referire pentru că ați făcut și dumneavoastră... Știți, încerc scuze. Știți care este chestiunea? Ar fi absolut nefiresc și incorrect din partea conducerii Partidului Național Liberal să aibă o altă opțiune, ținând cont de munca pe care o desfășoară liberalii în teritoriu. Păi și atunci, chiar, ce vă oprește să anunțați candidatura, domnule președinte? Pentru că ne învârtim de 10 minute în jurul acelui lucru. Pentru spuneți că e incorrect că veți avea candidat? Pentru că este o chestiune simplă, v-am spus. Candidatura se stabilește, se decide în forurile de conducere ale partidului. Trebuie un Consiliu Național, trebuie un congres și la congres e această decizie. Este absolut firesc, este un respect față de toți cei care fac parte din structurile de conducere ale partidului. Ei, Partidul Național Liberal are oameni, are lideri care au personalitate. Ați văzut foarte bine că suntem un partid democratic, este deschisă toată această, tot acest dialog din interiorul partidului. Nu am ținut închis absolut nimic. Toate chestiunile astea pornesc din respectul pe care îl avem față de noi înșine, din respectul față de membrii Partidului Național Liberal și ei sunt cei care vor decide. Nu pot să decid eu sau ori
cine altcineva care ar fi în această funcție înainte să fi discutat cu partidul, cu forurile de conducere ale partidului. Toată lumea știe că la prezidențiale energiile sunt mult mai mari, ambițiile sunt mult mai mari, miza este uriașă față de alegerile locale, de exemplu. Și totuși, la alegerile locale am văzut momente în care PSD și PNL erau numai prieteni, nu? Pur și simplu competitori electorali. Nu peste tot. Cum va fi ca PSD și PNL să aibă candidați fiecare pentru președinție și să fie cele două partide prietene la guvernare? Nu se potrivește. Nu înțelege nimeni nimic. Imediat vă răspund. Ați văzut toate aceste chestiuni, ieșirile din firesc, din normalitate, din partea aceasta de campanie normală, s-au produs punctual. Pot să vă spun că peste tot unde am fost în țară, nu am avut acele momente de care, cu certitudine, și dumneavoastră vă aduceți aminte, când era cu tot felul de jigniri, cu tot felul de manifestări, nu am găsit așa ceva în țară. Deci a fost o campanie în limite de normalitate. Sigur, în orice astfel de amploare a campaniei există și locuri punctual unde s-au întâmplat și acele lucruri care au depășit firescul uneori și limita de acceptabilitate. Sincer, eu consider că, așa cum s-au derulat lucrurile până în momentul de față, putem să spunem că începem să ne așezăm, să discutăm în campanie și să avem dezbateri pe principii, pe proiecte, pe obiective, pe tot ajungem ceea ce... Ajungem imediat și la salariu minim. Sunt foarte curios care sunt detaliile acestei înțelegeri. Că până la urmă spuneți că v-ați înțeles. Noi știm că nu v-ați prea înțeles. Domnul Prelucean, cel puțin la început. Suntem două partide cu doctrine și ideologii diferite care totuși au găsit calea comună să poată să asigure stabilitatea, echilibrul guvernării și să își promoveze fiecare politicile așa cum consideră că trebuie să fie puse în practică astfel încât România să poată să evolueze. Ce vrem să știm este dacă vă veți despărți pentru alegerile prezidențiale. PSD și PNL vor rămâne la guvernare în această formulă, în condițiile în care Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu vor fi competitori pentru Palatul Cotroceni? Eu cred că ar fi o greșeală să se despartă, să se rupă coaliția și să nu avem o guvernare stabilă. Ar fi cea mai mare greșeală. Nu putem. Nu degeaba am luptat și am vorbit de fiecare dată că la un moment dat duseserăm această sintagmă stabilitate oarecum în derizoriu, pentru că toată mai lume, stabilitate. Uitați că stabilitatea a fost cea mai importantă și cea mai necesară stare în condițiile actuale de securitate. Stabilitatea politică. Eu, când mi-am anunțat candidatura la președinția Partidului Național Liberal, în 2022, moțiunea mea a purtat denumirea de Uniți pentru o Românie stabilă și puternică. Vă spun că nu s-a schimbat nimic de atunci până acum. Avem nevoie în continuare de stabilitate și avem în continuare să construim România puternică și chestiunea aceasta trebuie să reprezinte un deziderat politic pentru oricare dintre liderii noștri politici. S-ar putea ca PSD să perceapă altfel stabilitatea politică în condițiile în care veți candida separat, însă vreau să vă întreb dacă e posibil ca prezidențialele să se țină totuși în decembrie sau vor fi sigur în septembrie? Să știți că așa cum am discutat de fiecare dată când au apărut problemele acestea care au generat dezbateri, au fost controverse, unii am susținut ceva, ceilalți au susținut ceva, am găsit cale de dialog. Același lucru se va întâmpla și acum. Deci nu se poate să nu găsim cale de dialog. Nu există. Din punctul meu de vedere, eu am o abordare care cred că trebuie să funcționeze totdeauna și oriunde. Nu există, nu se poate. Nu înțeleg de unde vine această nevoie de negociere, pentru că știam de la Marcel Ciolacu faptul că prezidențialele vor fi sigur în septembrie. Dumneavoastră... Și rămân în septembrie. N-am zis că nu rămân în septembrie. Nu se pune problema să fie în decembrie. Am zis
că nu se pune problema să nu fim în măsură să găsim o cale de dialog, iar alegerile prezidențiale rămân în septembrie, așa cum au fost anunțate. Cine dorește ca ele să fie, să revină în decembrie? Dumneavoastră, PNL, cei de la PSD? Nu, în niciun caz, nu am discutat. Au fost absolut tatonări care au apărut în spațiu public. Niciodată nu am discutat chestiunea asta să fie o propunere din partea vreunuia dintre noi. Atunci când au fost aceste tatonări din spațiu public, am discutat în coaliție, nu cu mult timp în urmă, dacă nu mă înșel, pe ultima dată, și am închis cu decizia să avem alegerile prezidențiale în septembrie. Pentru mulți, declarația lui Marcel Ciolacu pare că va fi o competiție de scris cărți, eu nu intru în ea. A fost așa o săgeată către Nicolae Ciucă. Dumneavoastră, cum ați perceput-o? Păi asta s-a întâmplat după ce am lansat competiția de citit cărți. Ca atare e ok, e bine. Și intră Marcel Ciolacu în competiția de citit cărți? Păi cum să nu intre? De ce vorbește Marcel Ciolacu despre faptul că ați scris o carte? De ce vorbește așa? Cum pică pentru dumneavoastră? Păi face parte din partea aceasta de precampanie și aflându-ne în într-o competiție, este normal să fie așa. Nu văd niciun fel de problemă. Astea sunt lucruri mărunte care nu au o relevanță anume pentru ceea ce urmează. Știți să ne întrebăm? Ce va urma? Pentru că suntem în perioada de precampanie, cum spuneți. Când vom intra în campanie și ne vom apropia de septembrie, ne tot întrebăm ce se va alege de prietenia Nicu și Marcel. Domnul Prelicianu, eu nu voi schimba atitudinea pe care am avut-o acum. Și în campanie, și în precampanie, și înainte, nu am vorbit de rău de nimeni, nu am atacat pe nimeni, am căutat cât am putut eu de mult să aduc echilibru, să mențin echilibru, să ne înțelegem pe subiectele importante. Niciunul dintre noi nu suntem atât de importanți în toată această ecuație. Țara e mai importantă decât noi. Cetățenii, îngrijorările cetățenilor, cum discutam un pic mai devreme, acele îngrijorări sunt mai importante. Noi pentru ei trebuie să venim cu decizii, noi pentru ei trebuie să facem în așa fel încât să vadă că suntem lideri politici responsabili. Nu cumva această atitudine a dumneavoastră de echilibru, cum o numiți, a contribuit la formarea unei imagini de partener junior, ca să folosesc o sintagmă PNL, în relația cu Partidul Social Democrat, în speță aliatul mai mic, care execută cam tot ce dorește PSD? În niciun caz, doamna Ruse. În niciun caz. Partidul Național Liberal a venit cu propriile politici și propriile linii roșii prin care am menținut și stabilitatea și echilibru, care nu au fost deloc ieșite din comun și logice. Vă dau un singur exemplu. Până în 2022, creșterea economică în România era bazată pe consum. Corect? Din 2022, din momentul în care am venit și am accelerat pe ceea ce înseamnă investițiile, s-a produs pentru prima dată o creștere economică bazată pe investiții. Raportul a fost 2,8 investiții versus 2,2 consum. De aici încolo au preluat și colegii noștri de la PSD și este firesc și normal să vadă că politicile liberale sunt unele care produc efecte bune pentru noi. Nu mai puțin. Celelalte chestiuni legate de cota unică de impozitare a rămas acolo. Și la impozitul pe profit și la impozitul pe venit. Pilonul 2 de pensii au rămas acolo așa cum au fost stabilite. Astea au fost elemente absolut esențiale pentru politicile Partidului Național Liberal. Continuarea investițiilor și, scuzați-mă, continuarea sprijinirii mediului de afaceri și a creșterii capitalului românesc, consolidarea capitalului românesc. Sunt elementele noastre de structură internă, de politică, vis-a-vis de cum vedem noi dezvoltarea. Deci considerați că acești piloni despre care ați vorbit fac din PNL un partener egal al PSD, da? Și onest. Și onest. Vă mai dau și un PSD exemplu. Și PSD e onest cu dumneavoastră? Și onest. Vă mai dau încă un exemplu. Și dacă PSD îmi spuneți, onest cu dumneavoastră? Dați-mi un alt exemplu de lider politic care și-a asumat să-și ducă mandatul
până acolo unde trebuia să și-l predea, astfel încât să se producă acea rocadă de premier. Deci asta înseamnă onestitate și asta înseamnă corectitudine. Corectitudine nu doar față de noi, este corectitudine față de oameni, față de cetățeni. Se uită la noi și se întreabă. Oamenii ăștia știu ce vorbesc? Sunt serioși când vorbesc despre... Asta am vrut să demonstrăm. Și PSD este onest față de dumneavoastră și aș cita aici o declarație pe care premierul Marcel Ciolacu a făcut-o aici, în interviul pe care l-am realizat cu Cosmin Prelipceanu. Spunea Marcel Ciolacu faptul că a scos PNL din mocirlă. Iar eu am răspuns și continuu să răspund în aceeași linie, ca să scoți pe cineva din mocirlă, fie intri după el acolo, fie te găseai în acel loc. Asta înseamnă că și PSD era în mocirlă, asta ne Acum înțelegem fiecare ce vrem. Și încă ceva, tot premierul Ciolacu, la o emisiune de televiziune, în urmă câteva minute, întrebat dacă este nerăbdător să vă citească cartea, spune categoric nu, am alte priorități. Asta este părerea lui Marcel Ciolacu. Nu cred că este o lipsă de onestitate că nu citește o carte. Nu la asta m-am referit. Da, faptul că dumneavoastră vă pregătiți asidu, aveți campanie în toată țara cu niște panouri uriașe pentru a vă promova cartea, importantă pentru dumneavoastră ca imagine, ca proiect politic, și vine Marcel Ciolacu și zice nu, am altă treabă. Poate îl conving. Cum l-am convins cu multe altele, îl convingem și cu asta. În legătură cu colaborarea PNL-PSD, senzația asta o să pe fie care... o carte ușoară, nu e grea. E ușor de citit. Asta e mesajul pentru Marcel Ciolacu. Pentru toată lumea. Mesajul pentru Marcel Ciolacu este că va fi o carte ușor de citit. Da. În legătură cu colaborarea dintre PNL și PSD, Nicolae Ciucă, la PSD în continuare există senzația că v-au făcut un hatâr și că le sunteți datori. Vă simțiți dator PSD-ului sau vă simțiți dator lui Marcel Ciolacu? Nu. Absolut deloc. Și noi, și PNL, și PSD, în toată această perioadă a trebuit să facă un sacrificiu minim de orgoliu pentru orice dezbatere, pentru orice situație în care nu aveam o abordare comună. Aici am făcut un sacrificiu pentru România, pentru tot ceea ce a însemnat reducerea numărului de alegeri, a fost de asemenea o diminuare a dezbaterii care luase, dacă vă aduceți aminte, în perioada de precampanie, de fapt nu, înainte de precampanie, luase o turnură care se ducea în polarizarea și mai profundă a societății pe temele populiste, extremiste. Cred că a fost o decizie foarte bună și pentru PNR și pentru PSD. Nu suntem datori niciunul celuilalt. De ce totuși a fost Marcel Ciolacu atât de generos? Domnule președinte, rugămintea este să ne răspundeți după acest scurt solospot. Vedeți. Am revenit la discuția cu domnul Nicolae Ciucă, președintele Senatului, președintele Partidului Național Liberal, alături de mine în continuare colegul meu Cosmin Prelipceanu. Cosmin? Nicolae Ciucă, Gioană Mircea este favorit în sondajele pentru președinție. 10 minute, 12 minute am vorbit despre posibilitatea ca dumneavoastră să candidați, posibilitatea ca Marcel Ciolacu să candideze. Cum e pentru dumneavoastră faptul că Mircea Gioană, de când se sondează posibilii candidați pentru prezidențial, este primul, oricum mai luau. Cum e pentru dumneavoastră? Este foarte bine. De ce? Pentru că nu toți cei care au fost clasați primii în sondaje au câștigat alegerile. Dacă sunteți jurnaliști cu experiență, ați urmărit mult mai... Unii nici n-au mai candidat, nu știu dacă la asta vă referiți. Mult mai din timp, nu. Mult mai de mult chestiunea aceasta și ați văzut că nu cred să fi fost unul care să fi fost în top la sondaje și să fi câștigat alegerile. Este o chestiune în dinamică și până la urmă alegerea președintelui este opțiunea fiecărui cetățean, are sprijinul popular cel mai mare și chestiunea aceasta
De această chestiune se vor ocupa cetățenii României atunci când vor merge la vot. Este posibil ca după modelul Bucureștilor să formați, în ipoteza în care veți candida, o alianță de dreapta și să cereți și susținerea USR? Toate aceste ipoteze, orice curs de acțiune, urmează să fie profilat după ce avem rezultatele la alegerile locale. Ați putea să colaborați cu USR? Știți foarte bine că orice opțiune este pe masă. Orice opțiune. Ca atare, în perioada aceasta scurtă, cât am, de când am intrat în politică, am învățat un lucru. În politică niciodată să nu spui niciodată. În profesia mea nu era nu, dar era da. Aici lucrurile sunt mai nuanțate. Și atunci nu pot să mă pronunț acum într-o astfel de situație. Vă spun că sunt toate ipotezele pe masă. Cât de mulțumit sunteți de cum merge campania electorală pentru locale, pentru capitală în mod special? Sebastian Burduja rămâne pe locul 4 în sondaje. În unele sondaje. Cât de mulțumit sunteți? În unele sondaje. La nivel național, vă spun că mai am 3 județe și am fost în fiecare filială din țară. În celelalte 3 o să ajung în zilele următoare. Încă o dată le mulțumesc tuturor colegilor mei. Este o efervescență absolut remarcabilă și asta demonstrează că există unitate, există solidaritate, există spiritul acesta de a dori să câștige. Există dorința de a câștiga alegerile acestea, ceea ce este foarte bine pentru Partidul Național Liberal. În capitală, știți toată povestea cum s-a derulat cu candidat comun, fără candidat comun și ulterior decizia prin care Sebastian Burduja a fost nominalizat să fie candidatul Partidului Național Liberal la primăria generală a Capitalei. Eu îi mulțumesc lui Sebastian Burduja pentru că a acceptat, intrând în această competiție, destul de târziu, fără să fi avut o pregătire consistentă. Cu toate acestea, noi discutaserăm din momentul în care el a preluat filiala București să se pregătească pentru că va fi candidatul la primărie. Sebastian Burduja este un tânăr care vine cu o pregătire personală, profesională foarte bună, vine cu un proiect pentru București, vine cu o echipă tânără, face parte din această nouă generație de politicieni pe care noi am promovat-o. Dacă vă uitați la Partidul Național Liberal, sunt două chestiuni care transpar foarte, foarte clar în acest moment. Promovarea tinerilor, și avem pe Sebastian Burduja, pe George Tuță, îl avem pe Dragoș Botaru la Vrancea, îl avem pe primarul de la Giud și nu vreau să-i uit, sunt foarte mulți. Și, de asemenea, reprezentarea femeilor în politică și în administrație. În momentul de față avem peste 9200 de femei înscrise pe listele Partidului Național Liberal. Deci sunteți mulțumit de Sebastian Burduja? Sunt mulțumit de Sebastian Burduja și ieri am fost cu el la o acțiune în capitală și am fost întrebat de ce îl susțin pe Sebastian Burduja. Și am prezentat toate atributele despre care am vorbit. Noi nu o să vă întrebăm asta, dar o să vă întrebăm dacă e suficient ce ați făcut pentru Sebastian Burduja, pentru că poza de campanie va rămâne cea cu Nicușor Dan. Și o întrebare practic logică, realist. Cine vă doriți să iasă primar, Nicușor Dan sau Gabriela Firea? Sebastian Burduja. Sondajele arată că e pe locul 4, e greu să recupereze. Eu îmi doresc să iasă Sebastian Burduja. A muncit, a trudit, în continuare muncește și trudește, are o echipă care este permanent în legătură cu cetățenii. Tot Partidul Național Liberal este în dialog deschis și permanent cu cetățenii. Le-am adus sondaj. Este ultimul sondaj. Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umăr la umăr.
O vedeți pe Gabriela Firea primar general al Capitalei? Este ultimul sondaj. Probabil că mai este unul care îl arată și pe Sebastian Burduja, undeva pe locul 3 sau pe 2. Doar cel comandat de PNR îl arată atât de sus. Păi vedeți, eu cred că cel mai bun sondaj pentru noi toți va fi data ziua de alegeri. Data de 9 iunie și vom vedea atunci. Diferența, până atunci, domnul Predicianu, diferența atunci, dintre primii doi este sub marja de eroare. Deci, practic, sunt la egalitate. O vedeți pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei? Până atunci, eu voi face campanie, îl voi susține pe Sebastian Burduja, voi susține echipa lui, pentru că asta ne dorim. Deci o vedeți pe Gabriela Firea? După aceea ce se va fi întâmplat, vom vedea. Calitate de general în rezervă, de fapt de general, pentru că practic haina militară vă obligă să rămâneți chiar și figurat vorbind îmbrăcat în ea în permanență. Cum vedeți faptul că această candidatură a președintelui Klaus Iohannis la șefia NATO blochează practic consensul în alianță? Nu cred că este un blocaj în alianță, este o opțiune a președintelui România, este opțiunea a țării noastre, pentru că țara noastră a fost și este un aliat important în NATO. Ne-am îndeplinit toate responsabilitățile, sarcinile, misiunile, ba mai mult decât atât, suntem într-o postură absolut relevantă, pivotală în regiunea Mării Negre și în granița conflictului din Ucraina. Ca atare, este o opțiune pe care președintele României a făcut-o în semn de recunoaștere pentru tot ceea ce reprezintă România în interiorul acestei alianțe. Sunteți la curent cu planul președintelui? Nu. N-ați vorbit despre asta? Nu. Niciodată. Pentru că știți discuția, știți speculațiile că de fapt vizează o funcție la nivel european. Dacă ar fi așa, ar fi bine pentru România? Eu nu, atât când l-am cunoscut eu pe domnul președinte, nu cred că joacă la speculații și urmărește ceva anume printr-o astfel de abordare. Este absolut firesc și normal ca un președinte dintr-o țară din estul Europei, după atâția ani, să poată să solicite ocuparea unei funcții de acest nivel după ce ne-am făcut cu prisosință și datoria și putem de aici încolo să arătăm și noi că avem greutate în toate aceste structuri euroatlantice. Și vreau să vă mai spun, nu spun asta absolut să vă argumentez răspunsul la întrebare, ci România în momentul de față este a doua cea mai puternică economie din țările din estul Europei. Avem această posibilitate și trebuie să avem această mândria noastră să fim onorați cu astfel de poziții la nivelul structurilor de conducere în NATO și în Uniunea Europeană. Deci asta își dorește președintele Klaus Iohannis. Nu, eu spun ce am gândit-o, nu ce își dorește dumneavoastră. Nu, ați spus că la cum îl cunoașteți nu joacă, nu blufează și chiar vrea să fie secretarul general al NATO. Da. În momentul acesta știți că are un singur susținător, da? Ungaria. Nu cred că s-a exprimat toată lumea oficial. Au fost discuții, din ce am urmărit, nu sunt toate reacțiile asumate la nivel formal. Dar concluzia pe care o tragem toți, presa internațională inclusiv, vorbesc aici de politic, o scrie foarte des despre Klaus Iohannis, este că nu are nicio șansă. Dumneavoastră credeți că are vreo șansă? Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne jucăm șansa. Este o șansă a României. Și este importantă. Marcel Ciolacu spune despre președintele Klaus Iohannis că de 10 ani face politică. Care este relația
Partidul Național Liberal și a dumneavoastră cu președintele Klaus Iohannis, pentru că așa cum apare în informațiile de presă, deciziile grele se iau în consultare, fie în consultare cu președintele Klaus Iohannis, fie la indicațiile președintelui Klaus Iohannis. Care e realitatea? Cine a zis asta? Există multe relatări, există multe articole de presă, inclusiv colegii dumneavoastră, în discuții off the record. Discutăm cu președintele României. Este președintele României. A fost membru al Partidului Național Liberal, a condus Partidul Național Liberal. Este normal să avem dialog, să avem consultări cu dumnealui, avem miniștri în guvern care trebuie să aibă un dialog pe proiectele strategice, sunt chestiuni care țin de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, deci nu văd care este problema, deci, că ne consultăm cu președintele Decizia României. Candidaturii la prezidențiale o veți lua după o discuție cu Klaus Iohannis? Mai întâi de toate trebuie să vorbesc cu mine, doamna Lili Ruse, și cu membrii partidului. Și după aceea, desigur, vom vorbi și cu președintele. Trebuie să vorbim cu dumnealui. Este absolut normal. Este firesc să discutăm. Știți ce a zis? Fiecare dintre noi avem relevanța noastră. Fiecare cetățean român are importanța lui, are relevanța lui. Trebuie să avem dialog cu oricine. Nu contează. Astăzi, Klaus Iohannis nu este chiar orice cetățean al României? Nu, am zis dialog. Trebuie să avem dialog cu oricine. Cu președintele României mai mult decât atât. Scurtă pauză, revenim imediat. Vom vorbi despre controversa creșterii salariului minim și de asemenea vom afla ce părere are generalul Ciucă despre dorința Ucrainei de a primi de la România un sistem Patriot în câteva minute. Din punctul meu de vedere, va trebui o discuție aplicată chiar în CSAT și văzut cum, și acolo, în interiorul serviciilor, e o distinție. Una sunt ofițerii de carieră, una sunt persoanele politice care ocupă funcția de director. Trebuie discutate aceste abordări, poate prin contractele pe care le semnezi când ești ofițer în interiorul instituției, să fie niște reguli foarte clare în momentul în care părăsești funcția, n-ai voie o perioadă de timp să faci consultanță politică sau un domeniu pe care l-ai gestionat. Trebuie, la un moment dat, trebuie oprit și acest lucru. Trebuie reglementat. Dacă cel mai corect ar fi printr-o lege. Într-un cadru legislativ în care să vorbești cu toate instituțiile, eu nu văd alt cadru decât CSAT-ul. Sigur, nu sigur. Are. Ori Parlamentul să cheme toate instituțiile și atunci să legifereze. Nu știu dacă domnul Colde e vinovat sau nevinovat. Și nici nu-i treaba mea. Okay. E treaba magistraților. Da? În momentul în care deja există anumite măsuri date de către un magistrat, înseamnă că este ceva, la dosarul este ceva întemeiat. Să aducă atingeri instituțiilor statului. Un stat nu-și permite aceste lucruri. Sunteți de acord cu propunerea lui Marcel Ciolacu? Domnul Marcel Ciolacu este premier și în același timp vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ca atare poate să propună teme de dezbatere în interiorul CSAT. CSAT-ul poate să ia o hotărâre, doar că CSAT-ul nu poate să legifereze. Orice decizie a CSAT-ului, orice hotărâre, ulterior trebuie să fie complementată cu o hotărâre de guvern, cu o ordonanță de urgență sau un proiect de lege care să fie aprobat în Parlament. Ca atare, după dezbaterea și decizia din CSAT, trebuie să revină către guvern sau Parlament. Părerea lui Nicolae Ciucă este că trebuie restrâns acest drept în sensul în care vorbește Marcel Ciolacu? Pentru anumite funcții este important activitatea pe care o desfășoară să aibă limitările generate de profesie. Pentru că așa cum avem limitate sau interzise anumite libertăți atunci când suntem activi, chestiunea aceasta trebuie să aibă o continuitate astfel încât să nu poată fi exploatată în nume personal.
decizia privind livrarea către Ucraina a unui sistem Patriot de către România, o discuție care a avut loc între președintele Klaus Iohannis și președintele Joe Biden. Ar trebui România să doneze acest sistem Ucrainei? Trebuie să pornim de la decizia președintelui României, președintele CSAT, care a spus că acest subiect va intra în analiză la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dar cu certitudine orice decizie trebuie să fie într-un fel înlocuită cu altceva, pentru că România este țară în proximitatea conflictului și trebuie să-și păstreze coerența capacităților de apărare. Deci ar trebui să, ca România, dacă donează acest sistem, să primească altceva în schimb. Eu asta am înțeles din declarația președintelui României. Opinia dumneavoastră, că sunteți general, care e? Ne permitem să dăm asta? Una este opinia mea și alta este o astfel de decizie într-o astfel de situație cu un astfel de echipament. PNL e de acord sau nu e de acord cu majorarea salariului minim? Domnul Prelipceanu, vă mulțumesc pentru această întrebare. Asta înseamnă că sunteți de acord. Partidul Național Liberal a susținut dintotdeauna românii să poată să beneficieze de creșterea veniturilor, pentru că asta înseamnă bunăstare. Degeaba le vorbim oamenilor că avem mediul de afaceri nu sare în sus de bucurie. Aici voiam să ajung. Dar în același timp trebuie discutat cu mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri, tot ce înseamnă antreprenori în România, înseamnă și principalii contributori la bugetul de stat. Ca să putem să avem de unde să dăm salarii, să putem să dăm pensii, să putem să dăm ajutoare sociale, trebuie să încurajăm și să sprijinim mediul de afaceri. Nu putem să intervenim brutal. Iar dialogul pe care l-am avut cu mediul de afaceri ne-a îndreptat către această susținere a deciziei de majorare cu 400 de lei, dar să creștem de la 200 de lei partea neimpozitată la 300 de lei, astfel încât și mediul de afaceri să poată să suporte această creștere a salariului minim. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este următorul lucru. Guvernul, indiferent care este el, trebuie să fie partenerul mediului de afaceri. Trebuie să susținem consolidarea capitalului românesc. Urmează ani în care se vor produce o serie întreagă de transformări, iar pentru asta ne trebuie capital. Ne trebuie capital românesc, ne trebuie investiții străine. Asta este ce a făcut guvernul liberal. Mediul de afaceri are mari temeri în legătură cu ce se va întâmpla în 2025. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și de mesaje din partea dumneavoastră. Temerea numărul 1 este că în 2025 va fi majorat TVA-ul. Nu. În momentul de față putem să vedem partea aceasta de începere și de funcționare mai coerentă a colectărilor la buget. Avem o depășire a colectărilor cu 17%, în schimb avem o depășire și la cheltuielile bugetare cu 27%, motiv pentru care este nevoie de această chibzuire a cheltuielii banului public. Și totodată, ca să putem să compensăm toate aceste chestiuni care se răsfrâng asupra bugetului țării, avem o singură șansă. Să absorbim cât mai mulți bani europeni. Avem 80 de miliarde de euro, iar în momentul de față, credeți-mă, o să cerem acest lucru, să discutăm, să analizăm în coaliție și în guvern, care este absorpția din cadrul 2021-2027. Sunt bani care pot să compenseze orice măsură de acest fel, fără să punem presiune pe mediul de afaceri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scurtă pauză, revenim la discuția cu invitații noștri.